pastilele astea. Dar stai că intre pe aici. Dă-i drumul, da? Merge, Leo. S-a dat drumul la animale. Păi, Leo. Hai. Uite, ia uitați cum curge motorina după noi. Mamă, mamă. Care? Uite, Leo, ce a curs aici. Am uitat, prieteni. A curs motorina după noi, dar nu cred că e de la noi. Băi, Leo. Ăla-i ulei? Băi, nu știu ce e Totorine. E ulei. Totorine e mecanic, știe. Ușor. Dacă te-am prins. Băi, Leo, tu ce faci? Faci echilibristică? Ce faci? Da. Stai lângă el, Cătălin, ai văzut că nu are stabilitate. Stai lângă el. Băi, Cristi, m-am plecat din Severin și ce trebuie să luăm? Ce? Ce? Ai spus? Păi trebuie să luăm BC-ul, frate. Băi, ai uitat, mă? Asta de unde l-a luat? Asta, păi cum se de mult aici? Aici ai chemat astea și luăm bani pe ele. Păi da, la târg. La târg? Ai grijă, Leo, aici. Nu putem să vindem la târg. Fiecare e scotă, că dinții și mă adevăr. Ai închis mașina? Uite, cădeam eu. Cătălin, ai închis mașina? Da. Bravo. Ia să vedem aici, vino în parte, scrie. M-ai sunat, dar eram aici. Da. Stai așa. Ce ați făcut aici? Hai, dă-i cu acriții. Stai albina să trece. Să vedeți ce face omul aici. Gata? Pardon, nu vezi că e după ușa. Gata, nea omul, nea Ali, unde ești? Un tămboiul. Da, ia vino cu acest, dă drumul la... Merge? Nu, l-ai oprit. E tare să ține tare BC-ul, să nu fie să... Să nu cade. De când stai pe el, cum zice? Ia mișcă de el, mișcă de BC-ul. Nu lasă, ia mișcă, mișcă. De BC-ul mișcă, nu-i problema, poți să stai pe el. În spate la racord am dat. Da, aia cum îl cheamă, la capac? La, deasupra, la bazin. Ce cu el? Ia vezi, mișcă. Uite, avem soft close, uite. Cătălina, ia fă o probă, fă o probă, Cătălina. Băi, Cătălina, ea mișcă. Bazinul, dacă se mișcă. Lasă-l, hai. Dar bazinul mișcă? Mișcă un pic. Bazinul. Atunci mai bai silicone acolo. Nu, nu se bagă silicone, se strânge. Mai strânge, e hai. Da, mă, dar degeaba strâng, că se spage și era în camel. E prin alea. Am înțeles. Hai, vină cu acea, Cristi. Hai, Torine! Uitați, prieteni, e vorba că mai trebuie la patroana aici. Aici? Lasă-l așa. Trebuie văruit aici, zugrăvit. N-am cum să las așa casa toată. Ia de-i la mine. N-am cum să las așa, uite, parchetul pe jos. M-a distrus patroana ce a făcut aici. Ai grijă, la scări. Uite pe Nadia la bucătărie. Ce faci, patroane? Ce faci, patroane? N-am făcut nicio mașină, patroane. Dă-mi bani să mă duc să fac mașina. Ce-ți un bani cu cele ori de la mine de azi dimineața, mă nebun? Ce-ți bani de la tine? Ce-ți bani, ce-ți bani, fără să cai jos din picioare. Ia, hai, Cristi, înăuntru, că venim după aia la bucătărie. Ușor, ușor aici. Da, miroase bine, frate. Chiar miroase. Da, miroase, dar problema e că... Mergem sus sau ce facem? Nu prea aș putea să mănânc. Ușor, Leo, ușor. Din cauza că mă dor dinți. Ia, vedem. Facem un control? Da, hai să vedem ce mai e pe aici. Vino, face că vedem un control. Și cu luft. E, vedeți că noi nu consumăm curentul apă. Uite, e întuneric aici. Din cauza că nu lăsăm... Luminile aprinse. Deci luminile aprinse nu le lăsăm.
Unde-i dentă mea? Păi, nu ai băgat-o în mașină sau unde o ai? Păi ce, nu am băgat-o în mașină din loc, era aici. Stai că mă duc și eu până la baie, mai filmez aici. Ca să mă dă prietenii camera, gata. Ia uitați, prieteni, gata, asta e camera pregătită să o ia Anca, să facă ce vrea, să o dea la nepoți. Prieteni, intrați și pe Cristi Marin, fiinul lui Leo de la Strehaia. Și credeți-mă că eu nu am nicio vină că ei nu se înțeleg. Eu l-am ajutat pe Leo, cum ei au intrat aici. Nu era ușa să spui că am spart ușa și am intrat cu violare, prin violare de domiciliu? Niciodată. Așa că eu n-am nicio vină. Am mai fost aici de atâtea ori și am fost primit de toată lumea. Acum, na, uite pisica, pisica, vină cu pisica. Se duce peste Leo acolo, vină cu pisica, vrea să intre peste tine acolo. Da. Am arătat camera Leo. Da, gata, prieteni. Deci plecăm, e să căutăm ceva mai bucuria pe aici. Un safe? Mai ai ceva în safe? Păi în safe ce s-a în păi nu știu, poate ai lăsat banii aici. Eu nici nu văd cu ochiul cu... A, e gol, a? Desfăcut. Am și de astea de aici. Ce e acolo? Aur? Bișterii? E, aur, pe la așa s-a auzit. Ce, ai și telefon acolo. Ce ai fănesă? 14. 13, 14. Asta acolo. Le-aș cadou? Hai, prieteni, revenim de la... Stim lumina aici. Oprește, da. Stai să stim lumina. Și oprește. Gata. Da? Mai filmăm aici? Al prieteni. Nu, vreau să spun că uite asta patroana. Nu te mai enerva. Vreau să spun că plec de aici de la patroana, rămâne babă bătrână aici. Aici să moară ea, să rămână aici. Oh. Atât ați făcut prieteni. Da, așa, nu te mai enerva, că trebuie să așteptăm piesa pentru mașină. Da, și pentru o piesă, mă, eu n-aș atât nicio. Teatru ați făcut până ați făcut teatru din voi. Hai, gata. Eu plec la București, Albina. Caca e plăie mie, i-am zis caca. Cât fac piesă, cât fac materialele aia. Îi dă cum fac ai de coi. Pune-le în mașină, geanta mea. Îi dă să-ți filmăm. Lasă că găsim prin spate pe acolo. Da, Alina, ia pătă, m-am făcut. Doamne, mă uit să aud ce-a făcut și ei. Dacă sunt de obosită, eu am văzut vestea cea mare pe TikTok. Deci mă uitam așa, dar de plictiseală. N-am intrat. Adevărul e că n-am intrat. Și am văzut că au adus o masă acolo cu 8 scaune, cum au zis ei. Da, 8 scaune, sunt trei la masa mea. Eu vreau masa mea, am nimeșat de mă. Și jos au adus. Eu da. Dacă e așa, e o scopie aia mare, eu puteam să iau de sus. O scot și o pun pe a mea mică, care se vorbește. Da, era destul de... Mie îmi plăcea masa aia mică. Anca a zis, să-i dea domne masa lui înapoi, că o pun pe a mea. Și vreau să iau înapoi. Păi, Alina, să-l lua Alina. Alina stă la mașină, știi cum ea era și cu Dan. Nu, știi ce a zis Anca? Tu unde te duci acum? Eu mă duc la Dumnezeu. Dar la Dumnezeu stai la mamă ta, că aici a zis Dumnezeu să mori aici și tu ca mamă ta. Nu te mai duce cu Bogdan. Cu Bogdan te duci, unde te duci? Cu baba asta, bătrâne, nu stai unde are 65 de ani. Mă, dă pe bune, pe bune. Ce? Sau mamă și ai 5 de ani, stai cu ea. Dar de ce nu stai cu ea? Care 65 de ani? Tu nu te mai băgat tu atunci în treburile mele. Ce numai Bogdan? Ia masirele. Lasă masa acolo și gata. Cristi. Cristi. Îmi ai luat și e mașină, geanta. Ia de pastirele tale să le duc în mașină asta, că le uit. Hai da-ți ieși acolo. Merge la tine acolo. Păi lasă că oprește cătă ăștia. Oprește cătă. Opresc. Lasă acolo, lasă acolo. Nu lua masă, lasă acolo. Cristi! Vino cu a Cristi, Bogdane! Veniți cu a toți. Auzi, hai vino și tu, te rog. Vino cu aia. Să ne ajute și pe noi. E greu să o faci pe aici.
Păi de ce? Lasă acolo, lasă acolo. Torin, ia, ia. De ce lasă lui Alina și lui David și lui Mihai era acolo, masă? De ce o ideam? Alina a zis că să pișe pe tine. De ce? Să nu mai vorbești. De ce? Așa. Lasă că el e mic, nu știe ce face. Lasă să stă un la masă acolo. Nu o stă, o dă afară. Da, că nu stă el. Că nu stă el. Păi și o dă afară. Lasă că vine Alina aici. Dar lasă aici, că poate nu o dă afară. Hai, dar poate nu o las-o acum, o poate o rupem. Las-o, las-o. Nu e vorba să lăsăm. Hai, mă. Poate se rupe. Las-o. Nu ridica tu, că tu nu ai voie să ridici. Da, hai. Lasă să stai aici, o să mănânc aici. Da, acolo scoate, că n-avem cum altul. O scoate afară? O scoate aici, pe acolo. Te vor. Nu știu cum ea, să rog pe aia. O da, pe partea. Te pune pe aia la loc? Da. Dai pune pe asta înapoi. O să mai ajut și dacă mai spune asta, dau cu mingea. De ce? Dacă se mai fac. Păi zi, o pusem să stai cu David, că n-avea masă, Alina. Am văzut filmările, că n-are Alin unde să stă, lasă masa aici. Vino cu aia și bagă-te tu, că tu ai pus masa. Tu ai aruncat, tu ai vrut să o sparge. Bagă-te. Alin, tu ne poți, Dani, tu. Păi nu te tu. Nu, de ce să mă bați pe mine? De ce să mă bați? De ce? Că vreau să stea Alina aici și cu David și cu Mihai. Da, vor să stea în sărăcie. Lasă-i în sărăcie. Dacă s-au supărat, au zis că... Ce-a zis? Au zis să-mi iau masa înapoi, auzi. Să-mi iau masa? Să-mi iau masa înapoi. Poate au zis așa, dar nu trebuie să o iei înapoi. Vede-mă și tu mai încolo. Am luat-o ca să nu mai... Că am zis că nu se poate. Lasă-mi scaunele! Hai, Bogdane! Ia, Bogdane, scaunele! Lasă-mi scaunele! Ia scaunele! Ia scaunele! Nu mai are scaunele! Nu de la masa aia! Aduc scaunele înapoi care le-am luat. Nu sunt arătă! Ce faci, Bogdane? Nu știu, frate, nu știu tot. Începe lumea să vorbească, să-i facă problemele lor. Prieteni, noi... N-avem ce să facem, nu cunoaștem problemele lor. Lasă masa aici! Totorino, deschide ăla, cum se deschide ăla? Deschide ăla? Dă că filmează. Hai, hai, tace. Ce tace în gură, că ți-a arătat. Hai, 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 veniți-vă. Hai, hai, veniți-vă. A, aici avem probleme. Ce probleme? E problemă gravă aici. Ce? Păi nu, asta e blindat aici, nu se mai deschide. Doar de aici dacă deschid. Ia ține, ține. O șurubeni să trebuie. Doar din partea asta să văd. Păi stai mă puțin că nu intri masa, băi. Nu, aia nu se descopută, nu lasă dacă scoți aia, tu nu intri. Băi, Torine. Asta trebuie dată la o parte. Nu trebuie acolo. Stai, prieten, că vreau, vreau să-mi iau masa. Are masă să mănânc Alin. Are masa aia. Alin nu mai vine să stea aici. Nu mai vine? Nu. De ce? Lasă că eu iau masa asta. Unde duci masa? Unde duci masa? Nu mi-ai ajuns să mai scoți din casa asta, n-ai cum. Hai, hai, hai cu ea pe acolo, hai, hai, hai că vă arăt eu cum. Nu mi-ai ajuns, trebuie demontată. Ia pe jean, pe audar, pe audar. Prieteni, din păcate planul lui Leon nu a reușit să mut, să transfere masa în cealaltă casă. Trebuie demontată. Hai că te aici cu masa. Haideți aici, haideți aici. Hai să încercăm pe aici. Bă, ce lume să ai în salto. O întoarce mai așa. Păi da, la 2 inci. Hai că aduc. Ia-mă și pe aici. Ia-mă și pe aia, unde sunt? Acar băgălucile, ca genul. Nu vrea oamenii să se filmeze. Po ce mai filmă, nu-ți vrea? Hai mă, că nu pot să fie filmat. Ce asta nu dai așa? Nu o să mă dă la cu face fac cu lumea. Nu o să. Două viață ciudă. Ia mai fost să-ți băgat asta așa? Ia să vedem dacă merge. Hai că merge așa, merge, merge. De două dreaptă, Cristi. Păi nu, trebuie să bași picioarele. Da, da, trebuie picioarele, da, da. Mă, frate, nu. Așa trebuie să vă. Așa, așa, bravo, Cristi. Tot așa dreaptă, de tăime. Tot așa dreaptă, încearcă dreapt. Frate, mi-a fost așa ceva. Dă-te Leo de acolo.
Ia de aici, Cristi, și de aici. Da, mă, și unde o bagi? În sus. Drept. Hai, mă, Cristi, pe aici, drept. Dă-te că cazi. Hai că mergi. Așa trebuie, mă. Așa mergi. Ate, Bogdan știe, văd. Da, bravo. Toți vorbim și unul nu înțelege. Hai, ușor. Bogdan le are cu mutatul de mobilă cu astea. De ce ne-ai lăsat masa? Și acolo la fel, o? Tot acolo, afară o lăsăm. Nu, nu, nu afară, hai, înăuntru. O pun la mine, casă. Tu n-are loc acolo. Bravo, acolo avem rudar. Ba, tot așa, tot așa. Hai, împinde. N-ai loc, unde o pui că ce să mai spun, că nu mai pot. Îmi pare rău de Cristi că muncește într-una. De când a venit la Strehaia. Da? Încet, încet să nu o stricați. Și plasa de pastire bolav aici. Iau de umbru cu pastirele după el. Și el... Unde bați, frate, că nu intre. Uite că ai în spate acolo. Hai sus, hai! Sus! Hai. Sus! Hai, bă! Sus, meluță de marin. Sus! Sus, meluță de marin. Meluță de marin. De Cristi Marin. La patroana în cameră cu ea. La patroana în cameră, gata, gata, că te-ai oprit și gata. Gata. Bine, dacă Alina a vrut să nu i-a prăbat. Dacă ei l-au vrut, nu au ținut, îl lasă cu ei oameni. Stă foarte bine aici. Deci, prieteni, iată masă, punte masă, mută masă, scaune. Problema e că nu i-a plăcut luată. Dacă nu i-a plăcut, lasă cu ei aici. Eu nu mai am bani să cumpăr altă masă. Lasă, lasă, cumpere ea și doar. Păi normal că nu i-a plăcut. Dacă tu n-ai întrebat-o prima dată, trebuia să o întrebi. Bogdane, Bogdane, mai trebuie să facem ceva. Dar nu se poate să o sun pe Anca să o întreb dacă ai voie să faci sau asta. Adică să fie să toată... Să mi-arate factura, Anca, că e pe numele ei și... Și mobila. Da, da. Stai puțin. Ia de pastilele. Uite, ia asta. Asta cu el. Aruncă-l. Nu, pastilele. Prieteni, deci n-ai cum. În casa asta n-ai cum să mulțumești pe toți. Gata, da. Păi nu, e vorba că n-au scaune de loc. Lasă că nu au ei scaunele lor. De unde? Are scaunele lor. De unde? Ăștia sunt al lui patroana, scaunele. Vrei să se înceartă cu patroana după aia? Băi, hai să iei pastilele. Stai puțin să le dau scaunul, să le pun acolo, să nu-ți spună. Mă, Nașule, nu te mai agita aiurea, că oricum trebuie să pleci la București, că ai treburile tale. Stai că cazi. Dă la mine, mă, nu, când filmezi, filmează. Hai, du-te înapoi și ia scaunele, tu. Care? Ia scaunele de acolo, de la masa aia alaltă. De la asta? Da. Bogdanei! Păi ce ai pus? Hai mă, că astea sunt al lui Alina, ale lor de aici. Ia. Ia și du-le acolo. Acolo la patroana? Nu, acolo la... Alin? La Alina, aici la Anca. Ca să punem și lor scaune. Păi lasă tu scaunul ăla jos, lasă că le ai eu la... Păi dacă Bogdan a mai venit, l-a ținut Olga. Horca, Horca, originală! L-a ținut pe Bogdan, Horca. Horca, să duce să... Să vezi ce-i fac și ei. Eu plec acasă, nu îmi pare rău. Gata, plecăm cu acasă, Cătăline. Apărind din becul. Nu pot să mai stau în circul ăsta. Uite, hai. Pune și scaunul ăla. Asta e, gata. Gata. Gata, prieteni. Ia prind din becul, mă, Cătăline. Gata, prieteni. Lumina, ia stai aici tu la masă. Da. Ca să te vadă pe tine... Alin. Da. Alin, să te vadă și Anca. Da. Uite. Le-am pus masa înapoi. Spune-le că le-am pus masa înapoi. Pus toată masa, bă, masa lui. Păi nu de-aia. Dacă eu v-am dat, v-am făcut oameni. Voi de ce vorbiți de mine? Anca a zis să dea masa afară să stau cu masa mea. Este cu masa ta în sărăcie. Dar sigur n-ai înțeles tu greșit. N-am înțeles greșit. Hai. Gata, Lumina. Hai să plecăm. Abia, hai, da. Ia bine să mai vedeți și pe locul meu. Na, Cătăline. Ține. Prieteni, vă rog să vă abonați la contul de YouTube Iancu Jeanu și să vă uitați și la ea vizionări ca să aibă și ea bani. Da.
Îi trebuie acum bani. Ce să mai fac? Trebuie bani și mie pe parcele. Vino tu doi. Da, sunt bun la vă. Așa. Să nu stricăm. Păi nu o strici, că n-ai cum să strici. Tu o strici? Dacă o stricăm, nu mai avem bani de alta. Păi trebuie să o facă Anca și de unde are bani să o facă? Da. Hmm? E cam stricat. S-a stricat? Da. A mers? A mers jos. Gata. Să plecăm sus. Trebuie să meargă și sus? Da. Da? Stai puțin. Stai puțin, acum închid eu și pe asta. Hai. Ia de. Da, singe becurile. Așa. Da, deci părerea mea ar fi fost că nu trebuia să venim noi aici la bucătărie. Ei, nu trebuia să venim. De ce? E casa mea, mă, frate, să uite toți țiganii. Așa e. Să bată toți țiganii la noi. Deci, prieteni. Păi așa este. Ai acte, ai parte, cum a făcut ea. E casa pe numele ei, e casa ei. Da, mobila, n-are factură pe ea. Dacă nu are factură, asta e. Încet. Nu știu. Gata, uite-o și pe asta. Uite și pe asta. Care are o tonă 500 ca bucătarul. Păi ia de pastilele, ia uite. Să duce, vrea să facă dragoste. Nu, să duce cu Bogdan din dragoste. Ia uite după pastilele. Bine, să duce cu Bogdan din dragoste, prieteni. Ia pastilele. Uite dragostea pe capul ei. Bai, da. Să mănânci, ai pastilele. Nu mănânc, gata, am plecat. Am plecat, patroană, pa. Dar sigur cu cine? Vin după Paști. Da. Cristi, gata? Nu iau pe Bogdan. Doamne, prieteni, deci... Vă iau, prieteni! Față! Gata, Corine! Am plecat la București, prieteni, pa! Închide telefonul!